Iată Evanghelia lumii și astăzi, cu câte șase Mântuitorul Hristos, vindecând, spune, pe doi orbi și pe un mut. Observând că Mântuitorul Hristos, atunci când orbii s-au apropiat de dânsul, s-au intrat după el în casă, cerând ca acesta să vindece, i-a întrebat, puteți să credeți voi că poți să facă aceasta? Deci Mântuitorul Hristos a cerut aceștia credință. Și a fost creier. Și atunci Mântuitorul Hristos a răspuns după credința voastră să fie vouă. Într-adevăr, după credința lor, iată că, într-adevăr, Mântuitorul nostru Hristos i-a vindecat pe aceștia de această cuprindere de putință. După aceasta, vedem că a venit la Mântuitorul Hristos un mut care spune că avea duc necurat. Iar acestia, Mântuitorul Hristos nu i-a cerut credință. Este normal, pentru că mutul nu putea să vorbească, nu putea să răspundă, nu putea să mântuisească credința. Vedeți că Dumnezeu niciodată nu cere de la om ceea ce se pune putință. Că de foarte multe ori am să ne plângem în viață, când ales ne dăm binecazul și ne gândim, Doamne, de ce mi-ai dat fie lucrul acesta? De ce necazul acesta? De ce povara aceasta? Dumnezeu nu pune niciodată cu noștri probleme mai mari decât noi îi putem duce. Numai că noi cu comoditatea, nu vrem să ducem poverile acestea pe care le dăm Bunul Dumnezeu. Dacă putem în viețile Sfinților, vedem cum Sfinții noștri au dus poverile date de Dumnezeu cu demnitate, cu credință și cu dragoste. Ca să poți să duci povara care le dă Bunul Dumnezeu, are nevoie de credință, în primul rând. Pe ce înseamnă credință? Credință nu înseamnă ca să ai eficacii din acestea, să spunem, raționale la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, la tot ceea ce se întâmplă în viața ta. Și înseamnă să te încredințezi lui Dumnezeu. Asta înseamnă să ai credință. Să-ți încredințezi viața așa de cum un copil își încredințează viața părinților săi. Cum spunea într-un întâmplare odată că un copil se face cu curabie, și s-a trăit o furtună foarte mare. Iar el dormea liniștit. Ceilalți corabii erau foarte agitați și l-au întrebat, tu cum poți fi atât de liniștit când vine această furtună? A spus, pentru că la crima acestei corabii se află tatăl meu. Și am încredere că tatăl meu va duce corabia aceasta la limanul cel liniștit. O va scoate de această încercare. Asta înseamnă să ai credință. Să te lași în voia și înseamnă că avut credință că chiar dacă ai văzut un necaz, știe Dumnezeu de ce ai văzut un necaz la ceva, că Dumnezeu te va scoate la limanul cel liniștit. Vedeți? Sfinții au făcut dovadă de credință. Prin faptul că s-au uitat până la Dumnezeu. Chiar și atunci când au fost puși în fața plutoanului de execuție. Chiar și atunci când au fost aruncați în temniță. Și atunci când au fost deposedați de averile lor, atunci când au fost bajocoriți, atunci chiar când au fost omoriți, că au avut credința că viața aceasta, după cuvântul lui Iisus, nu se termină aici. Au avut credința, iată, încrederea nelimitată în cuvintele Mântuitorului nostru Iisus, care spunea că cel care își va pierde Sfântul pentru mine și într-o maghiere, atâta va dobândi. Deci iau că faptul că Dumnezeu le-a dat această povară, era pentru ei un câștig. Pentru că felul acesta câștigau împărăția lui Dumnezeu. Vedeți? Asta înseamnă să ai credință, să le credințezi lui Dumnezeu. Nu te frica orice, să cauți soluții umești. Numai ca să scapi, să poți să slujești viața sau să știu, să realizezi ceva. Nu ți să ai încredere. În viață trebuie să știi să-și pierzi. Dar pentru aceasta trebuie să înțelegi sensul existenței tale. Trebuie să înțelegi sensul vieții tale. Trebuie să înțelegi sensul suferinței tale. Trebuie să înțelegi sensul vindecărilor tale. Ca să poți să faci aceasta. Și acest e un lucru nu ușor. E nevoie de multă înțelepciune, de multă trezvie. Ca să poți, cu smerenie,
ca să poți să înțelegi sensul adevărat al existenței tale. Să pui întrebarea de ce există eu, oare ca să trăiesc cât mai mult ani pe pământ, să mai lungesc viața cu 5 ani, cu 10 ani, pentru ce trăiesc? Ajung la 80 de ani, pentru ce trăiesc eu? Ca să ajung să dovedesc o tare funcție, ca să am o tare importanță, ca să fiu la un dat, să fiu plătit de oameni, pentru ce trăiesc? Și care e scopul? Unde trebuie să meargă viața mea? Și când se sfârșește viața mea, ce se întâmplă după aceea cu mine? Pentru ce a fost creat de Dumnezeu? Asta înseamnă să înțelegi sensul adevărat al vieții acestea. Să înțelegi, iar cum a spus și sensul suferinței, și sensul tămăduirii, pe care din foarte multe ori totul nu înțelege, că ambele sunt date pentru noi, pentru mântuirea noastră. Unii se vindecă de boale și nu le folosește la nimic faptul că se vindecă de boale. Și vindecarea lor sau reușita lor, pe anumite obstacole, este o pierzare a sufletului. Nu pentru că Dumnezeu ar fi de numai aceasta, ci pentru că ei nu înțeleg sensul vindecării sau al bolii lor. Așa spuneam odată unui bolnav, pentru că aminte când îl spovedeam, și avea o boală grea, dar care s-a dovedit după aceea a nu fi o boală de moarte, pentru că a mai trăit încă mult timp după aceea, după ce l-am spovedit. Și a pus atunci când l-am spovedit. Pentru că avea destul de păcat. I-a pus, dacă Dumnezeu îți dă vindecare, trebuie să o înțelegi aceasta ca un timp de pocăință. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă ca tu să poți să faci faptele bune pe care nu le-ai făcut până acum. Dumnezeu îți mai dă timp de pocăință și îți dă posibilitatea ca tu, când va veni și sfârșitul vieții tale, să poți da răspunsul de bun în față de cărții sale. Să sfârșiți veșnicia. Pentru că unii trec din vindecare, un prilej de a se întoarce înapoi la distrăbărărilor, la distractilor, la demonile lor. Vedeți, exact cum era acea pildă cu acel tâlhar, care spune că a dormit lângă un zid, a venit prietenul Domnului și a trezit noaptea spunându-i scoală-te de aici, că o să cade de ce tine. S-a sculat de acolo și ce s-a venit la două zi? Să meargă la biserică, să aducă jertfă pentru aceasta. Și a dus, într-adevăr, a făcut un mare dar pentru biserică, mulțumim lui Dumnezeu, pentru faptul că l-a salvat de la moarte. N-a înțeles sensul acestei salvări pe care a făcut-o Dumnezeu. Și a crezut că Dumnezeu l-a salvat ca în continuare să poată să reducă viața de tâlhar pe care a avut-o până atunci. Ori Dumnezeu l-a salvat pentru că dorea de la el o schimbare. Dorea de la dânsul ca el să se pocăiască, să se întoarcă cu fața către Dumnezeu. Și a dus acest dar de mulțumire către Sfânta Biserică și după aceea a plecat în continuare la tâlhările lui. Și atunci Dumnezeu, văzând întunecina minții lui și că nu înțelege sensul vieții acestea și sensul pentru care a fost salvat de către Dumnezeu, a lăbuit că mai mari cetății, într-o noapte când dormea, au dat burta peste el în casă, l-au prins, l-au judecat și l-au spânzurat în marginea satului, cum era legile în vremea respectivă. Vedeți? Asta înseamnă să înțelegi sensul pentru care Dumnezeu îți dă chiar o vindecare, sensul pentru care Dumnezeu te salvează, sau sensul pentru care Dumnezeu îți dă o suferință, pentru că sunt și unii care au ajuns să sufere, că suferința lor, că nici cei mai am puțin de trăit, acum să facă cât mai multe răutăți, cât mai multe plăceri și poftă să ne satisfacă. Nici de gândiare, nici suferință, că acela era un prilej pe care Dumnezeu îl chema și îl ajuta ca el să poată să-și curețe fructul său de păcate sale și să poată să dea răspunsul bun în fața lui Dumnezeu. Ori iată, vedem de Evanghelia de astăzi, Mântuitorul nostru Hristos a vindecat pe aceștia și a spus că Dumnezeu nu pune pe lucrurile noștri poveri mai grele decât noi le putem duce. Observăm încă un lucru foarte important și frumos din Evanghelia de astăzi. Că spune Evanghelia așa. Că de acei doi ori, Hristos a cerut credință. Iar mudul spune că a fost vindecat și Duhul necurat a fost izgonit din trânsul. Deci, iată, doi ori erau bolnavi dintr-o boală trupească, firească,
Iar celălalt care era avut era bolnav, nu era o boală firească, o boală trupească normală, ci era o boală care este peste dânsul de la demon. Deci vedeți dumneavoastră? Deci că sunt boli firești ale firii, sunt boli care vin de la Dumnezeu, dar sunt și boli care vin peste noi de la demon. Dar sunt și vindecări aici, ca să facem o paranteză, care pot veni de la demon. De aceea, Mântuitorul nostru Hristos nu abuzează de minuni, să știți dumneavoastră. El a făcut minunile care doar în momentul în care a fost necesar și ca să se vadă slavă Dumnezeu și ca lumea să se întoarcă la credință, nu conțeles. Pentru că și acești doi ori au murit și acest mut a murit și l-a trebuit la 4 zile, tot avea să moară la un moment dat, după 38 de ani după aceea. Scopul n-a fost nici să facă spectacol, nici să impresioneze pe cineva, nici să facă publicitate, ci scopul a fost ca să se vadă slavă lui Dumnezeu. Atât în cei care primeau aceste binefaceri, cât și ceilalți care erau martori aceste binefaceri. Ăsta a fost scopul. Pentru că a spus, vindecări sunt și de la demon. Și am să vă dau un exemplu de vindecare de la demon. Chiar vindecare din mucenie, de la diavol. Este vorba de Petrache Lucu de la Magravit, care se face mare propagandă la acolo prin televiziune, cum s-a făcut și cu Arsenie Boca, acum se face și un Petrache Lucu și și Nimbru Obancu și alții care sunt înșelați de demon, pentru că televiziunea promovează nu adevărata ortodoxie și credință, ci o pseudo-ortodoxie, o credință falsă, prin care omul să creadă. Și aici e marea păcăleală, vedeți că a fost. Cum a făcut diavolul lui Adam. Ce a fost diavolul lui Adam? Că în ziua în care vei mânca din pom, vei deveni ca Dumnezeu. Deci a arătat o cale care duce spre, care spunea diavolul că va duce spre Dumnezeu, dar fără ascultare de Dumnezeu. Așa sunt foarte mulți care se povestesc astăzi în șelare, crezând în felul acesta, că, vor, că de fapt, că aceea este o credință, în realitate este o lipsă de credință. Așa sunt bărbați, așa fac televiziunile astăzi. Promovează o așa zisă credință, care de fapt e o lipsă de credință. Pentru că nu se bazează ceea ce se promovează pe Sfânta Scriptură, pe dogme și învățăturile Sfinților Părinți. Și pe o altfel de religiozitate ocultă, anticristică. Și iată că acest Petrache Lucu de la Magravit, care a fost în perioada interbelică, s-a vindecat de la demon. Adică a fost mut până la un moment dat, și cum spuneam că i s-a arătat moșul la Salcie, și acolo la Salcie s-a vindecat de mucenie și după aceea a început să chime pe toată lumea să meargă la Salcie, nu se meargă la biserică, la spovedanie și împărtășanie, el îi chema la Salcie. Acolo. Deci acolo i s-a arătat lui moșul. Deci, vedeți dumneavoastră, un fel de realitate falsă prin care îndepărta oamenii, de fapt, de liturghie, îndepărta oamenii, de fapt, de curățirea adevărată prin spovedanie și mergeau și mărturiseau păcate la Salcie, nu în fața duhovnicului, la spovedanie. Asta este falsa unii și de cum face. Ești tot să-ți mărturisești păcate, dar unde? Acolo unde nu poți fi iertat, acolo unde nu poți fi dezlegare de păcate. Asta este falsa credință pe care promovează Duhurile de curat. Acum se face de clar. S-a pus o mănăstire acolo după ani de zile, mă rog, din înșelarea un curat care a avut ucenici și acum se face publicitate ca și cum ar fi ceea de o mare sfânt, în realitate nu înșelare. De aceea Mântuitorul nostru Hristos iată, nu se folosește abuziv de minuni. Pentru că Dumnezeu știe mai presus decât noi toți că minuni poate face și demonul. Deci nu doar ce poate face. Și aduceți la minte când Moise a mers în partea lui Faraon, când el a aruncat boiatul jos și s-a făcut sarpe și vrăjitorii lui Faraon au făcut același lucru. Au aruncat și ei doi de jos și toate doi de jos s-au făcut sarpe. Deci vedeți? Vedem în aceeași, cum se spune, întâmplare, în aceeași, cum se spune, cele biblică, minune făcută și de Dumnezeu, minune făcută și de Dumnezeu. Dar chiar așa, vedeți că diavolul poate să imite. Deci asta face, păcălește pe om, crezând ca și noi. Dar aceasta din sensul că noi
Oamenii astăzi umblă după minuni foarte mult. Și umblarea aceasta după minuni, deci cei care umblă mortiși după minuni, nu-i face mai bun, din niciun caz. Cei care umblă după minuni mortiși, se fac mai răi, să știți. Pentru că devin mândri, pentru că aceștia încep imediat să devin, să pare interesant că ceea ce au văzut ei n-au văzut alții, că ceea ce știu ei nu știu alții. Să facă impresia că ei ar fi niște oameni aleși de Dumnezeu ca să vadă ceea ce alții nu pot să vadă. Și de această mândrie a lor, toți aceștia spune că, iată, cad în încenare. Și din cauza aceasta, iată, se fac mai răi decât în loc să se facă mai bun. Vedeți chiar și mai grea de asta acest lucru. O temați dumneavoastră? Acești doi oi și acest mut s-au făcut mai buni prin mine. Dar cărturarii și farizeii s-au făcut mai răi prin mine. Pentru că ce au început să spună? Cu Domnul diavolul o scoate afară cu demonul. Vedeți? E faptul că au fost marturii unei minuni, nefiind pregătiți pentru aceasta, din vina lor, bineînțeles, i-a făcut mai răi. I-a făcut mai îndepărtat de Dumnezeu. De aceea, biserica recomandă nouă tuturor ca să nu umblăm după minuni. Cu orice preț, pentru că umblând după minuni, cădem în mândrie. Și ajungem să umblăm în tuneric și de aceasta cădem în înșelare, în părere de sine, în trâmbițare de sine. Credul e important. Și atunci, iată, cum a spus, făcând impresia că ne apropiem de Dumnezeu, că umblăm după multe minuni, de fapt, noi ne îndepărtăm de Dumnezeu. Asta este marea păcăleală de mult. De aceea, observăm că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, și iudeii, o vreme respectivă, nu le-au lipsit, iată, minunile. Vedeți? Nu! De minuni au dus lipsă evreii ca să creadă în Hristos. Că au avut o mulțime de minuni. Dar ce le-a lipsit evreilor ca să creadă și să urmeze pe Hristos? Smerenia și credința. Aceste două lucruri le-au lipsit. Deci ca să urmezi pe Hristos, ai nevoie de credință și smerenie. Nu de minuni. Pentru că minunile s-ar putea să-i facă mai mult sau s-ar putea să-i facă chiar și mai rău. Dacă umbli morțiși, și numai decât după ele ca să le află. La fel și lumea de astăzi, zice noastră, că nu lipsește lumea de astăzi minunile, ci lumea de astăzi lipsește credința și smerenia. Asta lipsește ca să urmeze cu toată inima pe Dumnezeu. Ne-am uitat numai la ceea ce s-a întâmplat în lumea aceasta. Vineri a fost un eveniment istoric mondial pe care mulți l-au trecut cu vedere. Domnul l-a băgat în seamă. Iată că la 1403 și până astăzi, de când Constantinopol a fost ocupat de către musulmani, de către turci, timp prea bine că 10 de ani, cum ar fi toată, au transformat atunci biserica asta sub ea moschee, ca după aceea, după războiul ruso-turc, după o perioadă de tulburări care a fost în Turcia, în care Turcia era să fie destinată, s-a hotărât ca biserica Sfânta Sofia să fie declarată muzeu și patrimoniu mondial al creștinătății. Pentru că Biserica Sfânta Sofia este după Biserica de la Ierusalim cea mai importantă biserică ortodoxă din lume. Și totodată este cea mai mare catedrală ortodoxă din lume. Măcar să fie lăsată ca muzeu. Iată că vineri, chiar și spunea de mai multe ani de zile, această biserică a fost din nou transformată în moschee de către Erdogan și toată suita lui de la Ankara. Și acest lucru a fost profețit de către Sfântul Post Maritori. A fost profetit de cuviosul Paisie Gritu și de mulți alți sfinți, după 1453, care au fost la momentul în care această biserică va fi din nou transformat în moschee și apropie trierea lumii. Cel de-al treilea război mondial. Acesta este semnul mare.
și mă uitam cu tristețe, cu ceea ce spunea, dar mă uitați cu atenție, citiți ce spune cuviosul Paisie Grin despre războiul mondial și asta vedem acum. Punem a fi o perioadă de luni de zile în care turcii îi vor șicana pe greci și când vor ajunge la 6.000 marine în Mare Egee, aproape de Grecia, atunci Dumnezeu îi va ridica pe ruși și să vă aceștia se vor pune pentru greci. Iar Turcia spune că va fi o țară care va dispărea de pe hartă. Atât de public va fi răspuns. Ei nu-și dau seama ce au strânit. Și m-am uitat că vorbeam de minuni acum. Ca să nu uităm. Și spuneam că lumea, iată, are 6 minuni, dar degeaba le are pentru că nu crede. Ce s-a întâmplat mai cred în o săptămână înainte de a transforma Sfânta Sofia în moschee? Au pus schele pentru că au acoperit în biserică icoana Sfintei Treimi, icoana Mântuitorului, icoana Maicii Domnului, le-au acoperit cu pânză, pentru că îi deranjează la gongănirile lor, mă rog, care le fac musulmani. Au pus niște pânze speciale peste acestea. Și când au pus schele ca să pună aceste pânze, s-au înfermat schelele în biserică. Că nu s-au lăsat. Au pus din nou schelele și au pus. Foarte bine, orașul în care este făcut Erdogan în Turcia, în acel moment, a dat Dumnezeu o paie colegială că s-a legat apa până la acoperișul. I-a dat schel, Dumnezeu, crește-te, omule! După aceea zidul, unul din zidurile care împrejmuiește cetatea Constantinopolului, s-a dărâmat în timp ce cădeau și schele, în același moment, din biserică. Și n-au întâlnit sub proces. Au stăvit până când vine, mă rog, la ei nu se ține nici sâmbătă, dar nici duminica și la musulmani se prăzuiește vinerea ca vizită sărbătoare, până când vinerea au făcut mai decât așa lista lor slujbă în catedrala Sfânta Sofia. Și acum, iată, Sfânta Sofia, chiar dacă au protestat din toată lumea, o mulțime de țări au protestat împotriva ceea ce s-a întâmplat. Dar nu dau seama, săracii, vedeți ce înseamnă că e chiar mai vezi minuni de la Dumnezeu, dacă nu-i credință și smerenie. Asta se cerește ca să crezi în Dumnezeu. Nu minuni. Chiar dacă îți face Dumnezeu minuni în față, nu vezi. Pentru că nu poți să te smerești, pentru că ai ambițiile tale, pentru că ai dorit să te crezi sultan acum în secolul 21, până e cauza aceasta nu să-și impună el că să se arate cine este. Dar aceasta va fi moartea poporului turc. Pentru că Dumnezeu și-a luat mâna, Dumnezeu i-a dat aceste trei semne, i-a dat, opriți-vă, ca n-aș vrea să vă pierd, dar dacă nu opriți, e dorința voastră. Merge singur la Terzan. Dar când Dumnezeu și-a luat mâna pe acest popor și spune cuvântul Părinții Iubitul, că acest popor nu va avea de încântare la Dumnezeu. Și va fi pur și simplu nimicit. Și am văzut în Irak, în Afganistan, în Siria, a fost nimic ce va fi aici. Nimic a fost. M-a spus, vor dispărea de pe hartă. Asta se va întâmpla. Și nu pentru că nu știu să puterici sau care au luat, ci pentru că Dumnezeu și-a luat mâna de pe ei, din cauza aceasta. Pentru că aceștia s-au luat din gând cu Dumnezeu, din cauza aceasta. Nu din cauza, mă rog, puterea mare rusești. De aceea, iată, m-a spus, lumea de astăzi are nevoie de smerenie, de credință, nu de minunca pe care Dumnezeu. Că degeaba Dumnezeu ne face minuni dacă mintea și inima noastră sunt învârtoșate. De aceea, iată, Mântuitorul nostru Iisus, vedem că nu căuta tot dinainte sub publicitate și spectacol de minuni. De aceea, el își poruncește, ce spune acestor doi ori? Să nu spuneți nimănui faptul că m-am vindecat. Vedeți? Deci nu căuta publicitate prin aceasta. Deci nu căuta să atragă lumea prin aceste impresii. Ce le făcea minunile? Pentru că erau necesare pentru acele persoane, pentru a-i face pe aceștia la credință, pentru a vedea și ce era sau lui Dumnezeu. Asta era scopul, nu era altul, nu publicitate, era niciun caz. Dumnezeu nu se stăpânește în felul acesta. La fel aceeași lucru este și astăzi. Dumnezeu face și astăzi minuni, nu pentru publicitate, pentru audiență la televizor, nu pentru asta, ci pentru ca popoarele să se întoarcă la adevărată credință. Asta este scopul. Dar la minuni înțeleg lucrurile acestea, pentru că nu se smeresc. Pentru că n-au încredere, m-a spus în Dumnezeu.
De aceea oamenii și-au făcut astăzi legi care sunt potrivite de Dumnezeu, prin care cred ei că vor reuși să păstreze pacea aceasta socială, pacea între popoare, să bunăstarea, ordinea și așa mai departe. În realitate ei creează mai multe dezordine, vor aduce mai mult război, vor aduce mai mult necat, suferință. Pentru că nu se poate decât doar prin legi care sunt conforme cu legea lui Dumnezeu, altfel nu se poate face cu plăcere. Dar a spus, omul de astăzi are nevoie de credință și nu mai are nefericire, această credință. Și această credință l-a făcut să se depărteze de Dumnezeu. Și atunci, singur se expune la credința care așteaptă nu doar pe duci, pentru că de aici va porni războiul mondial. De aici va porni războiul mondial. Și după ce se va mici Turcia, se va extinde pe toată planeta acest război. Vă spun Sfinții Părinți, va fi cel mai mincitor război care a existat vreodată de la facerea lumii și până în momentul actual. Cel mai mincitor război. În care se vor folosi tot felul de arme care au cele mai moderne arme. Vor folosi toate chestii mari puteri și se va ajunge la o mare inovăție în lumea aceasta. De aceea, iată cum a spus în viitorul nostru Hristos, trebuie să avem credință și smerenie, frate, nu să căutăm minuni, nu să vrem după publicitate, chiar inovatele care fac pune în biserica noastră, că sunt și un distributor de fericire care fac fel de fel de inovatele, cum e distributul cărții, cum sunt, mă rog, alte și alte obiceiuri aceste care sunt, care vedem unii caută, peste nu știu ce, îndemonizată, zice că scot lucruri necurate și au fel de fel de lumini acestea. Chiar obiceiurile care sunt oameni, toate sunt scoase din mândrie, să zicem așa. Toate sunt scoase din necredință care sunt. Eu uităm obiceiurile care le fac oamenii începând de la botez și până la mormântare, câte și mai câte, fala care se face acum până la noi, până la botezul, sunurii, nu sunt mormântare, toate sunt scoase din mândrie, nu din credință, să facem chestia. Din mândrie, din slavă credință sunt scoase. Tot faptul acesta, nu din credință adevărată. Pentru că credința adevărată se arată în smerenie, nu se arată în a te evidenția că ai făcut sau că ceva mai mult sau mai important decât așa. De aceea, iată, să ne întoarcem la adevărata credință, să avem smerenie și încredere în cuvântul lui Dumnezeu, să lăsăm în seama și să trăim sensul vieții noastre. Pentru a putea, într-adevăr, să fim slujitori adevărați, credincioși, cu Sfânta lui Dumnezeu, să putem să ne împarte, să nu știu în față de necăsare, când e cu sticul și mare că este în părăția cu Dumnezeu. Amin.